importante pentru România. Premierul a mai spus că la acest summit liderii politici trebuiau să dea dovadă de unitate. Mi-ar fi plăcut ca la acest summit să fie o participare în care să arătăm unitate, să putem să vorbim despre realizările noastre ca președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene, având în vedere că până acum avem realizări foarte bune. Reacția șefei executivului vine după ce președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi la Sibiu că, în loc să fim acceptați în spațiul Schengen, are loc discuția pe statul de drept, fiind politicieni care atacă justiția și instituțiile europene. Comentăm și noi subiectul alături de invitații mei de la această oră. În platou se află lângă mine domnul Ștefănel Dan Marin, candidat europarlamentar PNB. Bună ziua, bine ați venit! Și domnul Tănase Stamule, membru PNL. Bună ziua și bine ați venit! Obiectivul major de circulație liberă în spațiul Schengen știm că este unul dintre obiectivele trasate în urmă cu câteva zile dinaintea summitului de la Sibiu de către Viorica Dăncilă, președintelui Iohannis. Și mai luăm în calcul și încetarea mecanismului de cooperare și verificare. Acum poate că discuțiile nu au fost unele prelungite în fața liderilor europeni și din acest motiv chiar șeful statului a primit critici pe fondul lipsei de acțiune vis-a-vis de această temă. Deci, ele nu înseamnă că nu sunt importante, totuși. Cu siguranță, în primul rând, din punct de vedere constituțional, doamna Dăncilă nu-i poate trasa nimic domnului Iohannis. Ea nici măcar nu a fost invitată la Sibiu și nici PSD nu a fost invitat la reuniunea informală a socialiștilor de la Sibiu. Asta ca să vedem și care este dinamica de putere în familiile europene. Ce nu știe multă lume este că la începutul anului 2017, exact înainte de OG13, a venit o delegație compusă din mai mulți reprezentanți ai serviciilor de securitate din țările UE, care se luase decizia politică atunci ca să elimine Schengen la nivel de aeroporturi și porturi. După protestele de la OG13, s-a decis amânarea introducerii noastre în Schengen pentru o perioadă și pe aia s-a decis indefinit. Adică decizia asta se luase acum 2 ani, însă actualul guvern a făcut tot ce se putea face pentru a nu ne pune în Schengen. Iar doi, există o discuție deja făcută la interiorul Comisiei Europene, în Colegiul Comisarilor, prin care s-a spus că se va ridica MCV imediat după ce se vor aproba codurile penale și se va activa articolul 7. Adică vă dați seama, noi zicem să ridicăm MCV și ea vorbesc să activeze articolul 7, asta înseamnă să ne suspende dreptul de vot din cadrul Uniunii Europene. Dacă doamna Dăncilă, Partidul Social Democrat, vor promulga modificările la legile justiției, Comisia Europeană este hotărâtă să propună ridicarea dreptului de vot al României. Cam asta este realitatea. Doamna Dăncilă trăiește în realitate paralelă. Adică ea chiar crede că situația României de astăzi permite politic să ceară Schengen, MCV. Păi noi suntem aproape să fim suspendați ca drept de vot din UE și ea vrea ridicarea MCV. Păi asta este, nu, e o utopie pe de altă parte, chiar președintele Iohannis a promis că aceste două lucruri se vor întâmpla. Păi președintele Iohannis a promis cu siguranță, dar dacă tu ai un parlament ostil care face orice să distrugă statul de drept, este foarte greu președintele Iohannis să negocieze politic. Păi noi avem șalupe cu droguri care intră pe la Constanța. Iar exact în ziua când a trecut șalupa, s-a închis sistemul SIS. Adică sistemul care trebuia să, Schengen, care trebuia să ne păzească frontierele, brusc s-a închis în ziua când a trecut șalupa cu droguri. Cum e, domnul Stamule, mi-aduc aminte de perioada anilor 2015-2016, când șalupe, mă rog, ambarcațiuni treceau cu migranți către Italia, către Spania. Deci, la un moment dat, a fost și perioada în care anumite state din zona Schengen, europene evident, au decis, de fapt, să-și securizeze din nou frontierele, chiar dacă exista Schengen. Și vă aduceți aminte discuția cu Ungaria, cu gardul și așa mai departe. Deci nu e asta o problemă neapărat că acele droguri au ajuns din punct de vedere Schengen. Repet, din alte puncte de vedere e o problemă. Problema este că securizarea acestor frontiere, așa cum arată astăzi România, eu și nu mă refer aici la micul trafic, la baxul de țigări și la mai știu eu ce sticlă de așa și mai departe. Nu, aici vorbim de securizare a Uniunii Europene, deci nu vorbim de micul trafic. Așa cum arată astăzi România, noi putem intra din punct de vedere tehnic și sunt perfect de acord cu discuția. Din păcate, modificarea codurilor, că aici vă contrazic un pic, codul penal și codul de procedură penală, s-a produs în Parlament, așa cum știm, acum 3 săptămâni sau o lună de zile, urmând ca pe 22 Curtea Constituțională să pronunțe asupra constituționalității acestor modificări. E, perioada asta în care codurile s-au adoptat, modificările s-au adoptat la coduri, summitul de la Sibiu și ulterior
vom vedea ce va decide curtea, a fost una, dacă vreți, jucată din punct de vedere politic și geostrategic de anumite state. Am văzut declarația premierului Olandei. Domnul Rut, până la urmă, știți cum e? Vrea să joace politic și vrea să ne aducă aminte că n-am vrut să facem contract cu corvetele cu olandezii, că n-am vrut să le dăm în administrare portul Constanța. Putem să spunem și lucrurile astea. Până la urmă, oamenii se pot lega, lideri europeni, de faptul că, într-adevăr, statul de drept suferă în România. Suntem cu toții de acord. Dar haideți să privim lucrurile despre acest mecanism de verificare și știți ce se întâmplă? Amestecă lucrurile și nu e ok. Până la urmă, ne raportăm la ceea ce este scris în acordurile europene. Schengen, nu, s-a spus țin aici, acest deci, spațiu transfrontalier care este asigurat și în România și la ora actuală. Adică să nu creadă cineva în spațiul UE, că pe aici, în România, deci, circulă, intră toată lumea. Există foarte mari dezbateri la nivel european dacă s-a făcut sau nu s-a făcut bine atunci când România și Bulgaria au intrat în European, dacă erau pregătite. Trebuie să înțelegem că există cetățeni din statele membre cotitoare nete care pun presiune politică pe aleșii lor legat de ce se întâmplă în țările din Est, în Ungaria, în România, în Ungaria și în România, în primul rând și Polonia. Deci problema este și politică, pentru atunci când ei văd proteste. Păi cu siguranță, dar noi suntem, este o nepolitică. Povestea asta că tehnică stau înțeles statele, dar aia care plătesc au și ei probleme acasă. Cel mai mare contributor net per capita la bugetul Uniunii Europene este Olanda. Nu trebuie să ne ferim să spunem asta. Sigur că cea mai mare este... Păi au o populație de 20 de milioane și au contribuție per capita cea mai ridicată din Europeană. Noi discutăm astăzi, după Brexit, că aceste state trebuie să-și crească contribuția, iar în paralel noi și să ne dea nouă mai mulți bani, pentru că dacă analizăm puțin cum este proiectat bugetul Uniunii Europene și care sunt pentru 2020-2027 și care sunt criteriile, România câștigă vreo 10 miliarde de euro în plus. Deci pierd Polonia, câștigă România, Italia, sudul de Sapu. Da, cum preciza e... și domnul Ștefan Eldan Marin mai devreme. Dar rămâne aceeași întrebare. Când vom putea să corectăm toate aceste greșeli? Când ne vom îndrepta spre direcția bună? Cred că în momentul de față ne aflăm tot la nivelul anilor 2010-2012, când și pe vremea mandatului, ultimul mandat al președintelui Traian Băsescu, la fel. Ni se spunea tot timpul, domne, Olanda are ceva cu dumneavoastră. E de notorietate. Știți foarte bine, prin vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, a fost ministru de externe al Olandei în perioada anilor 90 și încă de acolo se punea problema, domne, ce facem cu acest element strategic, deci, național, cu eu portul Constanța. În 2016, la sfârșit, inclusiv Olanda, a fost de acord ca portul Constanța și aeroportul să semnase un acord prealabil de vânzare de fregate nu, de... Nu este adevărat, în 2016. În 2016, așa, pe guvernarea Cioloș. Și de ce au amânat? Atunci intraseră în negocieri cu acele fregate, sau cum se numesc, corvete, de la Daimler, sau cum se numește firma? Daimler, mulțumesc, firma olandeză. Deci asta a fost motivul. Iar firma aceasta olandeză astăzi a preluat managementul la portul Mangalia. Deci nu există... Și ce ar trebui să le mai dăm noi olandezilor? Dar nu e de ce să le mai dăm. Deci noi atunci am ratat această fereastră de oportunitate, fiindcă în loc să ne vedem de buna guvernare, am scăzut pragul la abuz în serviciu până la 45.000 de euro. Nu vreau să amestecăm lucrurile. MCV-ul e una, Schengen e altul. Vorbeam de Schengen. Pe MCV pe Schengen. De Schengen. Deci, pe Schengen nu are Schengen a existat. Aveți senzația că va exista un export de pesediști așa în Europa și că o să-i cotropească? Aveți senzația că cei de la Rezist vor veni în Europa și o să spună, domne, n-aveți o bună guvernare? Nu, nu vă faceți griji, că ei vor rămâne aici. Problema nu este. Problema e de securizarea granițelor. Trebuie să le dăm motive. Pentru că e cu siguranță că există interese economice din partea altor state, pentru că până la urmă există și o competiție internă în europeană, însă noi ca români nu trebuie să le dăm motive ca să aibă de ce să se ia. Dacă noi am fi avut un management tot prea profesionist la portul Constanța, dacă am făcut digitalizarea, dacă aveam oameni bine pregătiți în posturile de decizie, în momentul ăla nici nu mai conta. Zeci de mii de migranți au plecat în perioada anilor 2015-2016 din Siria și au ajuns în Europa, nu prin România, să știți. Nici nu au vrut să intre în România. Nu știu dacă au vrut să intre. Când au nimerit în România, au fugit repede. Era un moment în care atunci trebuia să speculăm foarte clar, să spunem, noi avem granițele securizate, uitați-vă că acolo sunt niște probleme. Dacă aveți nevoie de ajutor, România s-a poziționat atunci imediat împotriva distribuirii imigranților. Deși statele din vest au cerut pe cote, nu. A fost, deci România a fost una dintre țările care direct s-a poziționat împotrivă. România a fost una dintre țările, noi avem
un buget per refugiat, cred că 5 lei sau 10 lei pe zi, tocmai pentru a nu putea trăi nimeni aici din sumele astea. Adică, dacă ne uităm puțin la legislația noastră și la poziționarea noastră, nu spun că n-a fost bună poziționarea, dar în mod evident noi nu puteam să negociem chestia asta, pentru că noi exact asta am făcut. Punându-ne direct contra redistribuirii cotelor de imigranți, am închis și, ok, nu n-am pățit nimic, dar am închis și ferea asta de oportunitate pentru a negocia Schengen. Pentru că dacă am fi luat, să zicem, deci, adică, credeți că prin Siria s-a auzit domnul în România? Dar nu în Siria, că negocierea nu se făcea în Siria. Negocierea se făcea cu Suedia, cu Danemarca, cu Germania. Vorbim unde... o dată de securizarea graniței. Da, dar negocierea politică se făceau cu țările care aveau foarte mulți imigranți și care au vrut să-i mai trimită și la est. Noi nu am vrut și foarte bine. Nu cred că ar fi. Vă spun eu sigur că ar fi vrut. Deci de asta nu mi se pare că la români, cel puțin această pasiune pentru Schengen pare să se diminueze. Pentru că ideea e că pe lângă turiști putem lua în calcul și teroriștii. Vor circula la fel de liber. Adică această variantă este la fel de neliniștitoare. Fără pașaport la intrare, dar nici la ieșire nu se mai controlează. Și atunci lucrurile pot căpăta o altă turnură. Și în alte țări se întărește această mișcare anti-Uniunea. Așa este și permiteți-mi să vă spun că în programul nostru PMP pentru europarlamentare am inclus acest serviciu de informații european. De ce? Tocmai ca să existe o cooperare de la vest la est în Europa și de la sud la nord, pentru a obține informații despre oameni care provin din familii teroriste sau oameni care au legătură cu terorismul și așa mai departe. E mult mai ok ca atunci când un om este legitimat pe acest sistem, fie că intră prin Bulgaria, România sau fie că intră prin Spania cu bărcuța sau prin Italia, noi trebuie în momentul respectiv să disipăm această informație, să optimizăm cât mai mult și să știm foarte clar că persoana legitimată în ziua de intrată în țara de reprezintă posibil să știți terorism. Că există deja acest sistem, se cheamă SIS, iar toate țările care sunt în Schengen exact asta fac, introduc în SIS toate datele astea. Partea iar doua, tot ce înseamnă Europol, tot ce înseamnă sisteme de informații din tot, au acces la acest SIS și tot ce a introdus, de exemplu, ungurii, pot vedea și olandezii. Este la Haga această instituție care include, chiar am un prieten care a lucrat pentru integrarea tuturor bazelor de date la nivel european. Există deja și este... tribunalele europene, există... oameni condamnați nu, pentru acte de terorism. Nu, este decât Cedor. Aia este curtea, aia nu este în UE, aia este o chestie internațională. Eu vorbesc de un sistem de informații european și credeți-mă că în momentul în care informația ajunge doar într-o țară membră, până să ajungă la solicitarea unei alte țări membre, se pierde un timp. Deci vorbesc de informație băgată în sistem și care să circule exact pe sistemul vizelor. Sistemul există deja. Nu doar pe vize, eu vorbesc de pe informații. Pe vize și pe informații pe criminali. În SIS se pune tot. Deci în SIS se pune... Deci în sistemele astea, Europol are sisteme unde poliția română, pentru că suntem și noi parte pe zona asta de criminalitate, introduce și știu tot și germanii și italieni și mai departe. Deci toată partea asta cu baze date comune europene există deja. În momentul de față, astăzi... Nu există o instituție europeană care se cheamă Serviciul de Informație al UE. Dar ca sistem de cooperare, da, asta există. Încă o dată, ca informație, informația circulă astăzi în cadrul Uniunii Europene doar în baza unor acorduri. Noi dorim ca aceste Noi dorim ca aceste acorduri să nu mai... Până la urmă să dispară birocrația, că despre asta e vorba. Bun, dar vedeți dumneavoastră că libertatea de circulație și de ședere a persoanelor în interiorul Uniunii Europene nu este absolută. Doar că ideea în sine s-ar putea să deranjeze la un moment dat. Avem libertatea mărfurilor, libertatea serviciilor. Acum, noi ca români știm că avem această problemă a proprietății. De ce să vină altcineva să ne ocupe un job pe care noi s-ar putea să-l merităm? De ce să vină să ne ia un loc de parcare pentru care noi am plătit și așa mai departe? Toate statele membre UE au astăzi, deci românii au libertatea de mișcare, Schengen nu ne afectează cu absolut nimic, firmele românești au libertatea de a exporta, deci Schengen nu ne afectează iarăși cu nimic, discuția este pe comerțul non-UE. Pentru că trebuie, de exemplu, dacă vine ceva în portul Constanța, mai are un punct de verificare la unguri. Asta este mare diferență. Deci dacă am intrat în Schengen, din Constanța până la Rotterdam, ar călători mărfurile fără nicio opreliște. Astăzi se opresc toată la maghiar, dar dacă călătorii nu mai trebuie să stea, ce trebuie să stea? Că asta este și o decizie bilaterală a noastră. Dacă ne uităm puțin la granița cu Bulgaria, nu mai este decât un singur punct de control. Dacă România și Bulgaria s-ar înțelege, ar trebui să desfințeze complet granițele. Asta este o chestie legată de suveranitatea României și le fac pentru că vor să-i țină pe job pe ce, care e problema dacă România și cu Bulgaria, ce nu mai avem graniță. Deci o să ne oprească cineva, deși gata, suntem ca și cum am fi în Schengen.
tot pe, pe motivul acestei migrații. De ce motiv? Că noi avem SIS. Păi care, între România și Bulgaria, ce migrație necontrolată? Migrație necontrolată, nu. Și așa cum știți, migrații pot pătrunde prin Turcia, teritoriul Bulgariei. Păi și dacă intrăm în Schengen, o să fie la fel? Nu, atenție. În momentul în care intri în Schengen și securizezi granița, să spunem, asiatică, Bulgaria-Turcia, e totuși granița europeană, în momentul respectiv aloci resursele respective către. Dar dacă există în baza informațiilor date de către un serviciu european de informații, cum că se îndreaptă mai mulți migranți către acea zonă și vreau respectiv să întrerup și să mergem în aceste momente să-l ascultăm și pe fostul președinte Traian Băsescu. În acest moment este prezent la Bacău. Vreau să-l bateți pe fluturi. Dar până când îi batem, aș vrea să știți de la mine care e punctul de vedere legat de aceste alegeri. Dacă vă uitați, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au o dispută pe probleme interne. Ori asta pare a fi o păcăleală. Pentru că noi discutăm despre Europa și România, nu despre disputa să plece Dragnea, să vină Ludovic Orban și așa mai departe. Ci discutăm despre casa noastră prezentă și viitoare, pe care, așa cum o facem, așa o să o avem. Și obligația noastră este ca prin parlamentarii pe care o să-i alegem să contribuim la progresul Europei. O Europă care astăzi este într-o dificultate foarte mare. Europa a aflat că poate să fie și dezmembrată. Dacă până acum Europa, Uniunea Europeană a discutat numai despre intrarea altor țări în Uniune, astăzi discută despre ieșirea celei mai mari puteri militare europene din Uniunea Europeană. Discută despre ieșirea celei de-a doua economie a Uniunii Europene din Uniune. Discută despre ieșirea a 66 de milioane de cetățeni britanici din Uniunea Europeană. Să știți că toți politicienii au proiectat extinderea Uniunii Europene, dar nimeni n-a proiectat ieșirea din Uniunea Europeană. Am ajuns însă să o trăim și atunci trebuie să ne întrebăm de ce. Iar răspunsul la această întrebare este în neîmplinirile Uniunii Europene, în motivele de insatisfacție pe care cetățenii europeni le au cu privire la modul cum funcționează Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, ieșirea Marii Britanii este extrem de importantă, nu numai pentru ce v-am spus mai înainte, că e o pierdere uriașă, dar arată că se poate ieși din Uniunea Europeană. Că cetățenii statelor încep să ia în analiză și această variantă. De ce? Pentru că sunt nemulțumiți de multitudinea de probleme pe care Bruxelles, Comisia Europeană, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European nu le-au rezolvat. Și nu le-au rezolvat dintr-un motiv simplu, în sfârșit de aude. Sper că până acum am vorbit degeaba.
și nerezolvarea problemelor care frământă pe cetățenii europeni a dus la prima demonstrație că Uniunea Europeană poate să se și desmembreze, nu numai să plece o țară. Este un moment de criză al Uniunii Europene și nu vă spun ca unul care abia acum află despre Uniunea Europeană, ci vă spun ca un om care timp de 10 ani a fost în Consiliul Uniunii Europene. Acolo unde se plămădeau deciziile legate de ce se întâmplă cu cei 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Deci aveți în față un om cu multă experiență legată de Uniunea Europeană. Aveți în față omul care a semnat tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană în aprilie 2005 și mai ales aveți în față un om care a contribuit la revizuirea tratatului Uniunii Europene și la ratificarea așa numitului tratat de la Lisabona. Deci știu despre ce vorbesc. Și despre Uniunea Europeană nu pot vorbi în momentul de față decât cu îngrijorare. Sigur, e ușor să afirm că avem probleme, dar trebuie să le și spun. O mare problemă a oamenilor politici europeni este că din cauza acelui politically correct, nu spun adevărurile Uniunii Europene, nu spun drumul pe care trebuie să-l urmăm și n-au curaj să spună lucrurile prin care își asumă ceva. Vor să meargă Uniunea înainte, funcțiile să meargă, banii să meargă, dar n-au luat decizii vitale pentru soluționarea unor dintre principalele probleme. Sigur că o să le ating. O să vă vorbesc și despre riscurile externe pe care le are Uniunea Europeană și o să vă vorbesc și de problemele interne care pot duce la dezmembrarea Uniunii. Dar până atunci, pentru că discutăm de alegeri europarlamentare, noi am avut un summit, acum două zile, la Sibiu. Un summit care a arătat foarte bine. Deci, din punct de vedere România, este un câștig de imagine. Foarte bine organizat, precis desfășurat, frumos orchestrat, o imagine așa bucolică, cu toată lumea fericită și am văzut televiziuni în care oamenii nu înțeleg nimic, care vorbeau de documentul programatic vital care a fost adoptat la Sibiu. Mă rog, în acest document trebuie privit cu ce este în spatele lui. Iar documentul adoptat la Sibiu dovedește încă o dată slăbiciunea Uniunii Europene. S-au făcut câteva enunțuri de genul: vom apăra o singură Europa de la est la vest și de la nord la sud. Ce să spun? Și soldați americani, n-am văzut niciun avion francez la Furda, ci o aviație de vânătoare americană. Uite așa, ne apărăm în declarații unii pe alții. Deci, contradicții între realitate și ce spunem în declarații. Nu vom lăsa deloc, nu vom
diviziuni care sunt împotriva interesului colectiv. Păi numai la Roma, deci la trecutul summit informal al Uniunii Europene, la Roma, tocmai se stabilise Europa cu mai multe viteze, Europa cu mai multe proiecte, ce facem? Acum ne-am trezit să spunem că nu vrem o Europa divizată, dar o divizăm chiar prin deciziile oamenilor politici europeni. La Bruxelles se discută bugetul separat pentru zona euro, care noi ne opunem, dar este în contradicție cu ce s-a declarat la Sibiu. Mai avem în declarația de la Sibiu, vom continua să protejăm modul nostru de viață. E, aici chiar m-au dat gata. Umplem Europa de musulmani, nu mai sărbătorim Crăciunul, nu mai facem brad de Crăciun la Strasbourg și târgul de Crăciun la Bruxelles, să nu-i supărăm pe musulmani și vin la Sibiu să spun că nu vom accepta schimbarea modului nostru de viață. Deci această declarație este o declarație pentru populație, o declarație care a vrut să le dea optimismul europenilor deja nemulțumiți și o declarație care nu rezolvă nimic pentru că n-a pus degetul pe rană. Este adevărat, la un consiliu informal, nu este un consiliu de decizie. Pot să-l consum și așa, adică ne făcând nimic, ne luăm decizii, pentru că este doar consiliile informale sunt doar pentru lansat mesaje politice, numai că mesajele politice trebuie să fie adevărate. S-a vorbit în presa noastră despre măreția summitului de la Sibiu, despre buna înțelegere care a domnit, dar în spate, spre exemplu, au fost contradicții formidabile. Președintele Macron cere alt sistem de alegere a președintelui Comisiei Europene. Sistem care vine în contradicție cu ceea ce deja se desfășoară. Adică domnul Weber este favoritul să devină președinte al Comisiei Europene în virtutea faptului că este cap de listă în alegerile europene. Sau o altă problemă care a tensionat discuțiile de la Sibiu a fost disputa franco-germană legată de reducerea emisiilor de carbon, în care domnul președinte Macron a venit și cu susținerea alte 6 state, propunând ca toate statele Uniunii să ajungă la emisii zero până în 2050, ceea ce este mult mai exigent decât Tratatul pentru Schimbări Climatice de la Paris. Iar Germania a fost foarte vexată de această propunere, pe care nu o poate agrea, pentru că în 2050 Germania estimează să aibă emisiile de carbon reduse la 80% din față de cele din 1995. Vă mai pot da multe exemple despre ciocnirile care au fost în spatele atmosferei vesele de la Sibiu și care arată o Europa dezbinată. În același timp, venind la realitățile adâncite în Uniunea Europeană, trebuie să recunoaștem că Uniunea se află într-un moment de cumpăr. Sigur, Uniunea n-a putut să rezolve câteva
care îi deranjează pe cetățenii europeni. Adică, problema migrației. Uniunea Europeană n-a reușit să-și controleze propriile frontiere. S-a intrat prin frontierele Uniunii Europene cum se intră la meci. Cine a vrut și cine n-a vrut. În condițiile în care milioane de migranți au măcar un pistol să amenințe paza de coastă, să o pe cineva. Ce se întâmplă dacă vine cineva cu armament să invadeze Uniunea Europeană, dacă fără nicio pușcă Uniunea... Este o mișcare inteligentă.